Salutare la toată lumea! Așa cum am spus și în articolul anterior, CO2 este foarte important pentru plante. Toate plantele au nevoie de el pentru a se dezvolta. Avem două posibilități la îndemână, în funcție de buget, experiență și încredere că nu se întâmplă nimic foarte grav dacă vei decide să-l folosești. Prima metodă și cea mai bună este cea din butelie, cu ajutorul regulatorului introducem gaz controlat în acvariu în funcție de nevoie. A doua posibilitate este bomba artizanală și aici avem bombă cu drojdie care este biologică, bombă cu acid citric și bicarbonat de sodiu care este chimică. Ambele sunt la fel de simple, timpii de execuție însă diferă. Cea cu drojdie are dezavantajul că nu poate fi oprită, iar pe aceasta v-am prezentat-o în articolul de aici. Astăzi voi prezenta bomba cu acid citric. Rețeta este următoarea. Bicarbonat de sodiu 200 de grame, acid citric sau popular sare de lămâie 200 de grame, apă 600 de mililitri, accesorii pentru boba de CO2, avem nevoie de 2 sticle de 2 litri sau 2,5 litri, furtun siliconic care este rezistent la CO2, asemănător celui folosit la pompa de aer, cu o lungime de 2-3 metri, depinde unde doriți să poziționați sticla. Numărător de bule, în cazul meu nu este necesar, deoarece difuzorul se poate folosi pe post de numărător de bule. Difuzor pentru CO2. Puteți folosi orice tip de difuzor, plastic, sticlă sau reactor în linie, dar în acest caz veți avea nevoie de un numărător de bule. 2 robinete de plastic sau metalici. Următoarea operațiune este găurirea capacelor. Într-un capac vom da o gaură, iar în celălalt două găuri. Pentru asta voi folosi un spiral de 5 mm. Gaura trebuie să aibă un diametru mai mic decât diametrul furtunului. Furtunul meu are la exterior 6 mm. Se curăță capacele de resturile de material plastic. În capacul cu o singură gaură vom introduce un furtun ce trebuie să ajungă până în fundul sticlei, iar celălalt capăt se va conecta la cealaltă sticlă. Sticlele vor fi una lângă cealaltă. În cel de-al doilea capac, cel cu două găuri, vom introduce un furtun de la prima sticlă și încă un furtun care va asigura transportul CO2-ului către acvariu. Lungimea furtunului care face comunicarea între prima sticlă și a doua sticlă trebuie să ajungă până în fundul sticlei. Celălalt furtun nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 10 cm. Se siliconează la interior și exterior, se curăță de excesul de silicon și se lasă la uscat 24 de ore. O altă metodă de siliconare este cea cu silicon cald, în cazul în care aveți un pistol și o baghetă cu silicon, le puteți utiliza pentru siliconarea furtunelor. Acesta se va întări mult mai repede și nu trebuie să așteptați 24 de ore. Modul de preparare. Bicarbonatul de sodiu, 200 de grame, se pune în sticlă peste care se adaugă 200 de ml de apă și se acopere cu capacul cu două furtunuri. Un furtun va conecta sticlele, iar celălalt va merge către acvariu. În cealaltă sticlă se amestecă acid citric, sare de lămâie, 200 de grame cu 400 de ml de apă. Se agită sticlele pentru a se dizolva sărurile. La sticla în care este dizolvat acidul citric se pune capacul cu furtunul, ce face conexiunea cu cealaltă sticlă. Se strânge ușor sticla cu acidul citric până ajunge în cealaltă sticlă cu bicarbonat. Atunci se produce reacția din care începe producția de CO2. Repetați operațiunea de câteva ori. Se pot monta robineți în caz că doriți oprirea gazului pe timpul nopții. Între sticla cu bicarbonat și numărător de bule și între cele două sticle de sare de lămâie și bicarbonat. Prin închiderea robineților nu există riscul de a exploda, întrucât este oprită comunicarea între cele două sticle. Dimineața se deschid robineții și se va relua reacția. Robinetul este de folos și în cazul în care s-a transferat prea multă sare de lămâie în sticla cu bicarbonat. Reacția este prea puternică,
rezultă prea multe bule pe secundă, sau pentru a avea un mai bun control asupra cantității de CO2. Puteți monta și valvă unisens dacă este necesar. Avantaje. Producerea de CO2 are loc instant. Nu mai trebuie să stați să fierbeți apă cu gelatină. Producerea de CO2 nu mai are loc prin fermentare, deci nu contează ce temperatură ai în cameră. Se poate opri pe timpul nopții pentru că nu va exploda. Pentru această rețetă există pe piață sistem gata făcut ce conține capace, barometru, furtun, supapă, robinet. Acestea le cumpărați și le atașați la cele două sticle, compoziția rămânând aceeași. La sticla cu bicarbonat se atașează capacul cu două furtune, un furtun merge către acvariu și are robinet de reglaj fin, iar al doilea furtun face conexiunea între sticle. La sticla cu acid citric se atașează al doilea capac cu barometru și furtunul care face conexiunea între cele două sticle. Deci nu se schimbă absolut nimic, doar capacele și furtunele. Urmați aceiași pași după ce ați pregătit acidul citric într-o sticlă, bicarbonatul în cealaltă, cantitatea de apă necesară fiecăreia, fixați sistemul cu capace, strângeți de câteva ori sticla. Acum aveți avantajul de a ști ce presiune a gazului aveți. În cazul meu, barometrul nu a funcționat. În momentul terminării reacției și a refacerii rețetei, prima dată deconectați sticla de acid citric pentru a elibera presiunea existentă. Acest sistem vine însoțit de un robinet care se poate monta între cele două sticle. Astfel veți putea închide sistemul pe timpul nopții sau când doriți. Nu uitați să închideți ambele robinete, atât cel de reglaj fiind, cât și cel dintre cele două sticle. Din punctul meu de vedere, ambele metode sunt bune. Ambele vor aduce un beneficiu în plus plantelor, dar și întregului ecosistem. Voi trebuie să decideți care este mai ok. Separat, se pot cumpăra și capace cu orificii și piulițe de prindere a furtunurilor, care vă pot fi de folos la rețeta cu drojdie sau cu sare de lămâie. Sunt 4 capace într-o pungă, la jumătate din prețul setului cu barometru. Vă mulțumesc mult pentru vizionare! Dacă nu sunteți abonați, sper că o să vă abonați acum apăsând butonul de abonare. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like și apăsați și butonul de notificări că mai am subiecte interesante. Ape cât mai limpezi pe data viitoare!